la ședința lunii acesteia. Îi voi da cuvântul doamnei secretare să supună la vot procesul verbal din ședința lunii anterioare, după care domnul președinte de ședință le va prezenta ordinea de zi. Mulțumesc! Supunem la vot procesul verbal al ședinței din 31 octombrie 2019. Dacă sunteți de acord cu acesta. Mulțumesc! Domnule președinte, vă rog să dați citire ordinei. Lasă telefonul. Având în vedere dispoziția primarului numărul 18/11/2019, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Păcărești, care va avea loc joi 28/11/2019, ora 9:30, în sala de ședințe a Consiliului Local Păcărești. Următoarele proiecte a ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venitul și cheltuiel al Comunei Părgărești pe 3 a anului 2019, inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a achizițiilor a unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membri adiși, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Părgăreș pentru cumpărarea imobilului, teren și construcție situate în Comuna Părgăreș, proprietate domnului Iosif Cornelu și aprobarea demolării procedurii de cumpărare inițiator primarul Comunei. Demarări, da. 5. Proiect de hotărâri privind acordul de principiu al Consiliului Local Părgăreș pentru cumpărarea imobilului clădire situat în Comuna Părgăreș, sat Nicolae, strada Ștefan cel Mare, numărul 8, proprietate S.C. Ion Evan, S.R.L. și aprobarea demolării procedurilor de cumpărare inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, inițiator primarul Comunei. Și diverse. Sunteți invitați. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Părgărești pe trimestrul 3 al anului 2019. Dacă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Părgărești pe trimestrul 3 al anului 2019, în valoare totală de 2.984.786,78 lei, din care 2.600.892,78 lei la secțiunea funcționare și 383.894 lei la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2019 în valoare totală de 2.836.271,35 lei, astfel 2.417.690,64 lei la secțiunea funcționare și 418.580,71 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu această execuție. Mulțumesc mult! Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se aprobă modificarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează.
La capitolul 1, poziția 125, achiziție și montare, fosă septică pentru sediul primăriei de cel puțin 45 metri cub capacitate din poliestere armați cu fibre de sticlă, se modifică suma care va fi de 135.060 lei. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează. Se completează capitolul 1 cu următoarele puncte. Punctul 194. Sobă de încălzit pe lemne pentru stația de pompare sat Crâu Borghi. Punctul 195. Policarbonat de 0,6 mm. Pentru repararea stațiilor pentru transportul în comun. 3 bucăți. Punctul 196. 195, 196. Stare cu granulație specifică pentru dezăpezit de sezonul de iarnă, 200 de kilograme. Punctul 197. Instalații de iluminat pentru plac, locuri și ghirlande. Punctul 198. Robine de trecere 80 fi pentru hidrantul de la școala Crâu Borghi, o bucată. Punctul 199. Supapă închidere hidrant, 5 bucăți. Punctul 200. Rolă furtundice, 2 bucăți. Punctul 201, țeavă de refulare tip C cu robinet, o bucată. Și punctul 202, cheie hidrant, 2 bucăți. Dacă sunteți de acord cu aceste modificări și completări ale anexei. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Se aprobă regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă indicatorii de performanță cu penalități pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând anexa 1 la regulamentul Serviciului Public de Salubrizare. Se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând anexa numărul 2 a regulamentului Serviciului Public de Salubrizare, conform anexei 3, parte integrantă a hotărârii. Dacă sunteți de acord cu regulamentul și tot ce am prezentat. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Pârgărești pentru cumpărarea imobilului, teren și construcție situate în comuna Pârgărești, proprietatea domnului Iosif Corneliu și aprobarea demarării procedurilor de cumpărare. Se aprobă acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului, teren cu categoria de folosință plus construcții în suprafață totală de 444,37 metri pătrați, având număr cadastral 31 și cu număr carte funciară 60.651, respectiv suprafața de 323,37 metri pătrați și număr cadastral 637, cu număr carte funciară 60.968, respectiv 121 metri pătrați și construcție în suprafață de 243,16 metri pătrați, apă număr cadastral 331, cu număr de carte funciară 60.651, proprietatea domnului Iosif Corneliu. Se aprobă demararea procedurilor de cumpărare a imobilului prevăzut la articolul 1 al prezentei hotărâri. Articolul 3. Prețul de cumpărare al imobilului. Rezultat în urma expertizei economice efectuate de către persoane autorizate, va fi supus aprobării Consiliului Local Pârgărești. Articolul 4. Primarul Comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin compartimentele abilitare.
Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Da. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgărești pentru cumpărarea imobilului clădire situată în comuna Târgărești, sat Nicoreț, strada Ștefan cel Mare, numărul 8, proprietate ASC Ionela SRL și aprobarea demarării procedurilor de cumpărare. Articolul 1. Se aprobă acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului construcție suprafață de 48 metri pătrați, situat în sat Nicoreț, strada Ștefan cel Mare, numărul 8, comuna Târgărești, județul Bacău, proprietate ASC Ionela SRL. Se aprobă demararea procedurilor de cumpărare a imobilului prevăzute la articolul 1 al prezentului hotărâri. Articolul 3. Prețul de cumpărare a imobilului rezultat în urma expertizei economice efectuate de către persoane autorizate va fi supus aprobării Consiliului Local. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Dacă ați aprobat, cred că doamna secretară va explica care e motivul acesta și ar trebui să profităm de această intenție de a nu dea vinde și noi să cumpărăm, pentru că, după cum știți, noi nu prea avem terenuri în intravilar și vrem să facem, să construim dispensa, centrele de zi, eu știu, o să venem și de o creșă pentru copii, ca părinții să nu trebuiască să spunem lui să ducă, dar asta, sigur, este pe perioada mai îndelungată, dar să avem terenuri pe ce să construim. Și cum nu avem, trebuie să profităm și când avem așa posibilități să le achiziționăm și depunem proiecte pentru construcții. Vă mulțumesc că sunteți acolo. Ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Se aprobă impozitele și taxele locale, valorile impozabile, alte taxe asimilate acestora, precum și limitele amenzilor pentru anul 2020, conform anexelor 1-5, care au fost indexate cu 4,6%, conform ASCL 25, din 18.04.2019, privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. După cum v-am zis, deci taxele se mențin a fi aceleași, ca cele din acest an, ele doar la începutul anului 2020 vor fi indexate cu 4,6% indicele de inflație. Dacă sunteți de acord. Asta vor face toată lumea, prin lege, la nivel național. Și atunci automat. În rest, noi nu creștem pentru anul 2020 taxele și impozitele locale. Mulțumim. Mulțumesc. Diverse. Vreau să vă spun că am primit ordinul Ministerului Dezvoltării privind acele drumuri de care v-am zis. Mi s-au aprobat cele 10 km de drum și o să demarăm să solicităm oferte pentru realizarea proiectelor. Realizarea proiectului studiului de fezabilitate, expertiza tehnică a drumurilor, studii geo și studii topo. Toată această documentație depunem la Compania Națională de Investiții, după care ei vor scoate o licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor. Și v-am spus data trecută care sunt drumurile. Acum o să vedem cu proiectații care vor câștiga să fac studiu de fezabilitate, cum vom merge, că mai avem și cu 140 de metri liniar, vom vedea care drumuri, dar drumurile cu lungimile cele mai mari o să fie incluse și să le facem. 10 km de drum, da. Este ordinul, o am aici în față, l-am trimis săptămâna asta. Poftim? Uite, acesta este aici, dar unde suntem la poziția 30, modernizare prin asfaltare, drumurilor afectate de fiturile din cursul anului 2019, comuna Târgărești, județul Bacău. Toate sunt de dată, dar este bine că suntem acolo, pe lista lor, și le vom face. Care sunt prioritare drumurile aici? Da, automat. Care mai sunt bune? Deci alea mai pot aștepta? V-am zis și data trecută. Prioritățile care sunt în fiecare localitate vor fi strada Plugar de la Părâu Boiei,
tăiul Biserica Veche la coborâri acolo, Măceșului Liliacă, tot Părgăreștiu, Liliacului Brădușelor, Lalelor, Trandafirilor, Iasomiei, Satul Nou, Mihai Viteazul, Ieremia Movilă, Matei Corvin, Petru Rareș, tot întreg drumul Petru Rareș, DG, l-am prins cu 2,102, întreg drumul, 2 km și 100, până la, ca să ne legăm de Bogdănești, ca să ne legăm de Bogdănești, așa, strada Mihai Eminescu, acea stradă și Părău, e o creangă și eu gardul. Deocamdată. Cursul de apă nu ne-a acum avem probleme cu Petru Rareș, cu Romocir, Lădiri, în pot. Deci, astea au fost bine, atunci transmise ca urmare a inundațiilor. Acum vorbim de altceva. Duminică nu pot, copiii nu pot să meargă la școală, cum merge Mocir la ce. Dar de ce e Mocir? Lăsa și nu trebuie. Nu știu, dar nu au fost pus o grămadă de palasturi să ne pus. Dar nu știu, dar nu palasturi, dar s-au sunt bănați. Cum sunt copii? Că n-a furat nimeni palasturi. Păi dar nu s-a pus balastru, domnul Vicen? Da, s-a pe pus parte așa, de cum ce? Mai semăna și după aceea. După aceea ați făcut... Nu, s-a mai pus și după aceea, după ce am săpat noi. După ce ați săpat dumneavoastră, nu s-a mai depus deloc? S-a pus pe mijloc. Și balastru ăla s-a dus, a venit utilaje mari de câmp. Și a dat băregat și s-a mai iată. Păi da, da. Păi nu, ce vreau de pe pe astăzi sunt acolo, nu, dacă n-ai văzut, astăzi sunt acolo, dar sunt de la Trezăr sus, că acolo e mai enorme acum. Aici, la drumul voi, la fricot, astăzi sunt acolo. Da, dar și până la vii, de acolo, mai pe bune, de acolo, de la vii de jos și până la soare, iar, iar și nu chiar, poate să faci ce tună, poate e soare. Nu, 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 poate l-au dat șoldă moartă mai de zonatul? Nu, mai de parte, că pe zonă iarna ce faci? Oricum, mai sună acum, că nu mai discută ședinței de consiliu local, consilierii au ridicat problema, sună că domnul, nu discut eu cu domnul Ceu, discut cu domnul director de la Chim Complex, pentru că lucrarea a fost făcută de către ei. Nu, 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 domnul Jodea, de câte problemă domnului Coșel, unde au fost făcute lucrări... De Chimbo Pecu. Vezi că partea e o câte lor, cu câții care bine. Da, multe discuții. Până la prima, mai e o problemă. Îmi zic că mai o situație așa mai... când nu e mai gravă, la până voi cu gaze. Nu mai vin facturi la gaze? Nu mai vin facturi. Eu ieri era să mă părgat, să-mi dai gaze, pentru da, să nu mai eu. Deja să tăiam, vreo trei familii. Da. Aici, dumneavoastră, trebuie să luați legătura cu cei care vă furnizează acele gaze. Dar pentru că, pentru că UAT Părgăreș nu apare nicăieri cu rețea de investigații. Știți povestea, că și eu m-am interesat, au mai fost solicitări făcute. Luați legătura cu distribuitorul dumneavoastră, pentru că noi nu avem cum să, noi nu avem nici, nu știu cum, da. Ei, dar pentru viitor, la anul, vă voi supune spre, voi veni da. În fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre, pentru că eu vreau să depunem, da. Nu, extindere nu putem pune, pentru că noi nu apărăm cu proiecte aici. Deci trebuie un proiect privind introducerea rețelei de gaz metan natural în comuna Părgărești. Atâta. Și mi-am rog, vreau să fac pentru că va apărea la anul, am înțeles PNDL, va fi și un PNDL 3, să pregătim proiectul ca să putem să depunem pentru gaze naturale. Am pus la gaz, deja ei pun un proiect să taie toată de la... Păi da, pentru că a fost făcut așa cum a fost. Ilegal a fost, că am făcut un proiect de gaze, că l-a aprobat. Păi tocmai. Am plătit. Nu apare Părgărești, da? Noi am trimis adrese la Târgu Mureș. Și vă spun cei care au făcut acolo casă. Părgăreștiul nu apare pe uliță. Cu rețea de gaze. Nu, pe uliță. Nu, au făcut. Știți de ce e? Direct acolo. Da. N-ar trebui, pentru că acum este o modificare la legea privind energia și distribuția gazelor. Dimpotrivă, ei trebuie să facă unele cheltuieli, dar lor nu le convine, pentru că interesul este al lor. Interesul este al lor, cum să nu, pentru că ei își vând gazele. Nu e o clasă 3, tot țară, o țară 3, la toamnă, aproximativ. Da.
O și tai, oricum, cred că nu vrea să... Păi dar vrea să motiv. Deci aia vrea să vrea să faci domnul de cap. Voi toți, trei. Păi dar bineînțeles că doar dumneavoastră ziceți că ați depus pe bază unui proiect. Cererea dumneavoastră a fost aprobată, nu? Cererea dumneavoastră. Cererea comună? Toți faceți cerere către Târgu Mureș cu viza noastră sau aduceți cererile aici, trimitem noi, în urma să se zică în cetățeni sau în urma solicitării cetățenilor. Nu facem astfel. Păi faceți acolo, cum să vă defranșeze? Cum să vă defranșeze? Dar nu e fără, fără. Sunt care au la sobi, sunt care au la... Păi, nu e vina noastră că nu s-a tras gaz. Dar cum să nu? Păi nu-i vina dumneavoastră, așa că de să fără să știe primăria pe Dar se știa la primăria respectivă. Da. Dar se știa că a fost autorizație de la noi. De la Târgu Mureș. De la Târgu Mureș. Da, am fost aici, că doctora trebuia să fie pe noi. Da, așa se spunea. Da, locul acolo e tu, și de acolo am aranjat ei să mai mergem cu ăsta. Și s-a undeva 600-700 de... Dar bine, dar totuși cererile au fost aprobate, dosar. Ați de fapt niște dosar. Cererile au fost aprobate. În baza ce? Dumneavoastră chiar puteți să-i dați în judecată. Stau și mă gândesc, pentru că cum de v-au branșat, cum de v-au racordat, nu? La rețea. Da. Păi, dar stai așa, pentru că nu fac rețea la nimeni. Și poate face de vină. Păi bine, la revină. A, au venit și la revină. Păi și atunci aia cu revină. Nu știu care fenomen ce vor să taie. Pe ce bază? Vin și mă depraște. Banii aia care-i place. Asta e ilegală, ei nu-mi fac cu... Păi cum să nu? Păi dar vă vin facturi, facturi aia sunt în regim. Va veni la ultimul factură de ultimii 3 luni. Deci în ultimii, vă spun eu, a, de asta că nu va veni facturile. Și acum e cu motivul de plății. Dar cum să atunci au motiv ca să... Deci anul ăsta nu ar trebui cineva cu spunea mai mult și acum vrea să facă la asta înseamnă că nu aveți obligația dumneavoastră ca să aveți grijă cât aveți de plată. Am înțeles, dacă nu mă spune la factura se interesează. Clar că te duci. Dar nu vine o lume, nu vine două, nu vine trei, nu vine... Dar dacă nu-ți vine factura, tu poți să faci plăți? Dar poți să faci pe ultima factură. Cu factură vezi, scanezi, dar faci cu o estimare ca să nu apare atunci cu datorită. Dacă stai și te gândești, ei poate să spună, neplata obligațiilor. Eu știu, satinății respectivă. N-ai cum să spui neplata facturii când ai factură. Am înțeles. Dar dacă n-am plătit revizia, imediat nu trimis somația. Când am plătit revizia. Voi vă estimați. Exact cum facem la curent. Noi ne-am estimat niște, vine factura, nu vine, eu mă duc și îmi scanez bodul ăla de mare și bag acolo, eu știu, o sumă de, nu? Ca să am un cont acolo la ei. Poate să treacă direct contorul și gândești cu index. Omul ăla nu mai vrea, nu plânește. Plânește cu indexul, nu, ei cred că s-au autosesizat în urma solicitărilor făcute de alți cetățeni. Categoric, s-au autosesizat, măi, dar noi acolo cum avem rețeaua? Dar totuși, pe casa bani atâția ani de zile. Păi nu, casa ta facturi vin Târgu Ocna. Să mi s-a fi făcut reclamație. Nu, voi, pentru că așa a fost trecut în proiectul respectiv. Legalitatea trecării a fost trecută. Era o discuție, au fost bani să preiecte, locul pe locul. Nu pot să fie aplicat, așa au visat azi, la femeia și știu. Oricum, eu la anul ăla a venit fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre. Deja am luat noi legătura cu un proiect de gaze. Nu numai cu, ca să facă cantitatea pentru comună. Iar sunt probleme pentru că la noi ne trebuie multe pompe, exact ca și la apă, știi? Pompă de a transmite, a ridica, nu știu ce presiune, de la Părgărești, de la Părgărești, la satul nou. Dar vom face și noi, sigur, o hotărâre de consiliul local, vom aproba aici un proiect și vom depune și noi imediat, când se deschide să avem. Dacă situații din astea și n-au gaz, se poate rezolva tot. Sunt gaze pe niște ploplauri de sperie. Și au gaz. Așa, noi aici, acum asta, nu să avem nici. O să vedem. Proiecte, dar nu s-au ajutat. Acum nu e vina mea, domnule. Eu vă cred. Eu vă cred, dumneavoastră, sunteți consilier. Nu de 3 ani de când sunt eu primar. Sunteți consilier unii din dumneavoastră de 10, de 12 ani sau de mai mult. Nu, am trecut. Noi ne spatem pe cuvânt, dacă nu. Dar mai zis este gaz. Nu e nevoie, că nu o să se branșeze toată lumea. Păi, ai va fi nevoie și de gaze, dar va fi nevoie de apă și canal. Și unde se ajunge?
vom fi sancționați, curentul este un prioritate acestui monopol. Mai trebuie să dăm aici. Cost? Strategia comună este prinsă, prins din stat, încă de când v-am supus preaprobare strategia, atunci când am actualizat, am prins și gaz și pe gaze naturale. Este un lucru bun venit. V-am și discutat cu proiectanți. Trebuie să facem și treaba asta. După 1 ianuarie vom... Voi face o plată de lucrările, s-a promis, vom prinde planul de investiții. Așa este. Categorii, că facem nou plan de investiții pentru anul 2020, vom prinde toate proiectele acestea. Și acum e 250 de ani. Dar dumneavoastră, sigur, vă uniți că sunteți 100 de abonați, cred că sunteți 100 de abonați. Nu, nu. Așa, sigur, și noi vă susținem, și noi vă susținem, dar n-ar trebui, pentru că atâția ani v-a furnizat. Dumneavoastră v-ați achitat datoriile. Sfatul meu este, cu o factură veche, plătiți o sumă de, vă faceți dumneavoastră estimativ, băi, cât am plătit în ultima lună, poftim, și am consumat. Vorba domnului Vice, citesc contuorul, împart, băi, cam atât am plătit pentru luna respectivă, ca să nu vă debranșeze pentru neplată. A venit pentru 28 de lei. 28 de lei, ca să opriți o restanță. Da, și o să te debranșeze pentru 28 de lei. Dar nu s-a mai în vârstă, care nu știu să-i fie o contuoare, nu știu să... Păi, nu, fiecare aici trebuie să... Vă spun că zi de zi mă întreabă pe mine. Dragii mei, chiar vă rog cu gazul mijloc. Am rezolvat problema apei, suntem rezolvați cu gazul aici. Fiecare individual. Că eu știu prin ce am trecut și cu apa, și cu apa prin câte am trecut și prin doamne iartă-mă. Da, sigur că da. Nu, dar nu, vă susțin, cum să nu, doamne iartă-mă. Dar aici este și interesul vostru celor care, pentru că nu apăreți în evidențele noastre. De susținut, vă susținem, sigur că da. Ce depinde de noi, de luate. Categoric că susținem. Dar nu știu, o să mă interesez și eu cam ce demersuri putem să facem noi. Dar noi nu avem ce demersuri să facem. Ați fi ținut de faptul? Trebuie avocat și dat judecat. Da, prima dată să plătiți. Dar e judecată, ei pot să răspundă pentru da, vă debranșăm pentru neplata facturilor. Neplata... Poate, e factură. Plătește, că nu vine. N-ar trebui să pun să dați. Nu mă dă mea eventuale. Bă, dar nu trebuie, probabil că n-am adresă. Nu știu ce am depus aia. Au depus plângere, sigur, vreau la... Mi-am matriculat o mașină și libretul ăla... E ceva, ceva s-a întâmplat. E treaba mea. Și de bine, eu vin toate la grad. Nu știu, iată, nu mai știu, să-i ia în loc. Nu, că și la noi, la grad, am dus eu acolo, ce de capul scoartă la ea, se ducea la... Facturile? Trecea la aia. Nu stea la 2-3 ori. Da, cum să nu? Pune grămadă pentru o cutie, locul nu interesează. Nu stea blocul, nu stea nimic. Am dovadă că e de ce nu aștept. Situația cu poștașul la satul meu, că nu, deci așteaptă să fie, să vină la lumea la el acasă, dar nu mai distribuie nimic. Eu am avut de primit un certificat pentru mașină și nu, dar până nu m-am dus la el acasă... Acum ce să vă zic? Uite că avem o poștăriță. Nu știu dar primarul dacă poate să-l ia la rost în privința asta, pentru că... Iar este o regie română, te adresezi Poștei Române privind activitatea poștașului. Pe da. Că nu distribuie corespondența la timpul potrivit și în timpul cât este destinat a distribui acea corespondență. Da, dar nu vorbesc. Păi tocmai, mai mult. Păi și spuneți ce trebuie făcut. Păi v-am zis, faceți o sesizare către Poșta Română. Privind activitatea poștașului de la agenția Sanduro. Și trimiteți acolo cazuri concrete. Cu semnături? Dacă ești chemat în judecat, trebuie să... Trebuie să lăcați, bineînțeles. Da, asta se pot. Trebuie să nu o luați nu la o primiciune. Eu am mai discutat problema asta cu dânsul, că erau sesizări verbale venite de la fel și fel de cetățeni. Într-adevăr, cazul ajung... Pensiile și alocațiile le plătește târziu.
Într-adevăr, acum spuneți-mi, vă rog, doamna Dana, pensiile vin în jur până în data de? Până în data de 15. Până în data de 15. Alocațiile de stat până în data de 26, nu? Alocații suplimentare și alocații... Alocațiile până în data de 26-27. 26, dumneavoastră trebuie să le achitați până în data de 30. E, unii mai trec și pe data de 1 și atunci 2 trec și sigur că da, e cu semnul de întrebare. E problema cu bătrânii care nu poate să declaseze. Da, e normal. Mărinte, vă face o casă de acasă, nu? Mărinte, e model acum. Are. Păi are. 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 Bacna vine la satul meu, bătrânul cum vine. Sunt bătrâni care nu poate să meargă. Da, dar este obligația lui ca să se întrebe. Nu lucrează și... Are teren, nu vin trebuie. De la 10 la 12 acasă, nu m-am văzut mirat, dar... Am înțeles, eu nu ești primul care... Eu atâta pot să informez, să-l chem, să discut cu el și să-i spun ce probleme ați ridicat dumneavoastră consilierul local și să-l pun în vedere. Dar dumneavoastră... Nu, nu, doamnă? Și dar dumneavoastră puteți sesiza Poșta Română, făcând sesizare. Dar cum se remediază treaba, nu să facem treaba asta. Atâta pot să fac. Și el mă ascultă, nu mă ascultă și va face în continuare, dar pot să fac treaba asta, să-l chem și să-l pună în vedere, să-i pună în vedere problemele ridicate de către dumneavoastră pe partea lui. Lucrurile s-au schimbat, doamnă, și a trebuit să se țină de treabă, că nu mai e politic pus acolo și să facă în ce vrea. Am înțeles. Am să discut cu dânsul. Da. Da? Mai ales no. Vă mulțumesc pentru participare la ședința de astăzi. Închidem lucrările ședinței noastre și vă urez numai bine. O să ne vedem. Dar mai vreau eu să vă spun, uite că uitam, am luat dacă doriți să participați și dumneavoastră, am stabilit cu domnul director, dar trebuie să discut și cu preoții din comunitate, să vedem. Am stabilit așa ca la 8 să fie la părul Boghi, dar trebuie să discut cu părintele să vedem 8. La 9 la Părgărești, cu toate că liturghia este la 11, dar nu avem cum să ne încadrăm. Normal. Pentru că toate liturghiile în comunitate sunt la ora 11. Să fiți dumneavoastră, să vină și dă-ți la ora ortodoxă, da. La 9 și cu grupul de copii, ce să facem, asta e situația. La satul nou la 10:30 și la Nicorești după liturghie, ca să putem cumva să facem. Cu toate că aș fi dorit, ca să nu mai mergem pe la fiecare monument în parte, aș fi dorit să mergem pe coștă, depunem o coroană cu un grup de copii, cu dumneavoastră consilieri, cu un preot, dar nu ține vremea cu noi iară și nu putem urca. Da. Așa că dacă doriți să participați, vă așteptăm cu drag să veniți. Alte probleme? Ședința lunii viitoare vă anunțăm. Da, o să fie 19, așa cum am stabilit. Vom face la Căminul Cultural de la Nicorești. Da. Și atunci vom invita și acele familii să le sărbătorim nunta de aur, căsătoria în jurul 50 de ani. Joi, da, pe 19, pentru că pe 20 pe urmă copiii iau vacanță și... Dar nu ne putem încadra câte o jumătate de oră să facem dimineață, înainte de liturghie peste tot. Nu. Dacă începem la 8, la Borogod, 8 jumate, 9 jumate. Dar cine o să-ți vină? Copiii merg acasă, cine o să mai vin la sată, mă, dacă pleacă toți copiii? Cine o să vină? 8 jumate, 9, 9 jumate, 10, 10 jumate. Trebuie să discut și cu preoții. Nu știu dacă în jumătate te încadrezi. De la 20 de minute. Să fie 10 sacul, 90 jumate în Nicorești, înainte de liturghie și să încheiem înainte de liturghie. Într-adevăr, să... Și eu sunt invitată și la Dăbocnă la ora 12, dar am zis, mă, prima dată fac ce e de făcut în comunitatea mea, după aceea mă duc în altă comunitate. Dar o să discut și cu... Îl sunt pe domnul director. Domnul director, facem o modificare. La 10 să fie la satul nou, că o să fie grupul de copii, nu o să fie lume. Ce să facem? Asta e. Cei care vin la 10 la Rozariu, dacă vor să stea, stau, dacă nu. O să apuc 5 minute. Da. Și la 10 jumate să fie la... Dar tot la 11. La 11 în toate cele trei comunități. Și la 9, satul nou. Nu e. Nu este. Nu este și dimineața la nou. Este la 9, este la 9, și atunci ar fi bine la 10, are două liturghii, satul nou. La 10 la satul nou și la Nicorești la 10 jumate. Da.
Da. Este și la 9. Da. Este la 9. Este la 9. Și la noi. Eu știam că la 11. La 11. Și la 10. Și la noi este. Nu. La 9 este. La noi este 11, 5 după masă. Da. Da, dar nu este la 9. Da? Deci așa? Așa a stabilit posibilia. Sper să fie. La dumneavoastră o să fie la Bărăugodie? Liturghie duminică? Eu nu știu dacă am putea la căsătorie. Da, închidem lucrările ședinței noastre și vă mulțumesc. Da.